O nouă schemă de plecări voluntare a intrat în vigoare din data de 30 iulie 2012. Față de vechea schemă din ianuarie 2011, noua schemă scade din plățile compensatorii. Dacă la sumele fixe acordate salariaților care vor pleca în autodisponibilizare, sumele fixe 15.000 cel mai puțin și 30.000 cel mai mult, au rămas la fel. În ceea ce privește plățile, salariile compensatorii lunare, au scăzut. În cea veche erau 8 salarii și maxim 24. În cea nouă sunt 6 salarii și maxim 21 de salarii, deci 21 de luni vor primi salariații care vor pleca în ordonanță. Dacă minimul în vechea ordonanță era până la 2050 de lei, așa, acum e până la 2400 de lei, iar la maximum în vechea ordonanță era peste 2400 de lei, acum e peste 2800 de lei. Ceea ce înseamnă că salariații potențiali care se vor înscrie în această ordonanță vor primi mult mai puțin bani decât cei care au plecat în ianuarie 2011. Numărul de salariați vizați pentru această schemă este de 1500, dar dacă se aplică reducerea locurilor de muncă fără plăți compensatorii și la firme contractuare, numărul lor ar putea ajunge la 2000-2500 de salariați. Pot beneficia de aceste plăți compensatorii și sume fixe doar salariații combinatului, iar cei care vor pleca vor primi salariu timp de 6, 12 și maximum 16 luni. La care sunt calculați a crescut cu 400 de lei. Pe hârtie a crescut aici, iar în realitate veniturile actuale ale salariaților au scăzut foarte mult în ultimii 2 ani de zile, cel puțin, pentru că nu se mai plătesc orele lucrate în plus, nu se mai plătesc sâmbete și duminici în foarte multe locuri de muncă și, mă rog, alte sporuri care erau. Deci veniturile au scăzut, ceea ce mă conduce la ideea că cei care vor pleca se vor situa pe partea de jos a grilei, adică cu cât mai puține luni primit salariu și cât mai puțin bani sumă fixă. Angajații combinatului sunt supărați pentru că nu au toți dreptul de a aplica la noua schemă și nu vor săriște să-și piardă locul de muncă pentru a trece în zona talent pool. Încă o veste bună pentru cei care vor pleca este că salariile pe care le vor primi sunt scutite de taxe și impozite. Sumele totale acordate salariaților care vor pleca în ordonanță sunt scutite de taxe și de contribuții. Adică dacă se vor încadra la 15.000 de lei pe lună, în sumă fixă, la 25.000 sau la, știu eu, la altă sumă fixă, da? Acestea vor fi primite integral, adică sume nete. Așa că salariații interesați să urmeze actuala schemă de plecări voluntare trebuie să depună o cerere care va fi adresată directorului de resurse umane. Salariații a căror cerere va fi aprobată vor fi anunțați în maximum 60 de zile de la data depunerii.